Traseul pentru bicicliști va fi realizat de Centrul de Informare Turistică Sarasău, în colaborare cu Centrul de Informare din Sighetul Marmației. Având în vedere că anul trecut am avut un număr destul de mare de turiști care vreau să meargă cu bicicletele prin zona Sighetului, ne-am gândit să ne corelăm cu colegii de la centrele de informare turistică de la Vat și de la Sarasău și să propunem pentru întreaga zonă câteva trasee. Așa este și cel de la Sarasău de care m-ați întrebat. Am mers cu cei doi de la centrul de informare, cei doi domni, și am propus un traseu la Sarasău. Care e dificultatea? Nu e foarte dificil traseul, este are foarte puțin într-un loc sau în două pantă. Deci un traseu mediu. Traseul va fi accesibil pentru un număr mare de turiști, acesta având o distanță de aproximativ 10 km. Traseul a fost gândit în urma numeroaselor cereri venite din partea turiștilor. Din discuțiile cu colegii mei de la Sarasău am dedus că și ei au avut o astfel de cerere. Există trasee pentru bicicliști în zona? Sunt câteva trasee de bicicliști. Cel mai aproape de noi e cel de la Valea Stejarului, că ei au mers pe galul respectiv și noi încercăm să ne conectăm de la Sighet cu Valea Stejarului și să venim pe la Rona de Sus, Rona de Jos, pe fostul traseu al Mocăniței. După finalizarea acestui ciclotraseu, turiștii care vizitează această zonă vor avea o alternativă de petrecere a timpului liber în natură.